Evreii din toată lumea sărbătoresc Hanuka, dar pentru evreii ucraineni refugiați în Ungaria, sărbătoarea luminii vine anul acesta cu speranța păcii. Prima lumânare din cele 8 a fost aprinsă de cel mai în vârstă membru al grupului, care și-a găsit adăpost pe malul lacului Balaton. Sunt 150 de evrei ucraineni cazați într-un hotel al nomenclaturiștilor comuniști. Plătesc în jur de $30 pe zi, iar banii provin în special din donații din Statele Unite. De când a început războiul, prin acest adăpost au trecut 2000 de oameni în drumul lor spre rudele din Europa Occidentală sau America.